Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Numărătoarea inversă până la parada grandioasă a lui Vladimir Putin. Ne întrebăm cu toții ce se va întâmpla peste doar câteva ore. Sunt pregătiri intense în Rusia acum, cum își intimidează Putin rivalii, măsurile fără precedent luate de marile puteri mondiale, strategiile militare puse chiar acum la cale, ofensiva pregătită, planul distrugător al lui Vladimir Putin, o brutalitate nemaivăzută și un avertisment la nivel înalt privind unirea cu Republica Moldova, precedentul periculos. Cine vrea să profite în România, doamnelor și domnilor? În această seară, invitați de marcă răspund la cele mai grele întrebări, totul despre consecințele economice dezastruoase din cauza războiului, anunțul grav, sistemul de pensii la un pas de colaps în țara noastră, cum se pun românii la adăpost de teama sărăciei, europarlamentarul Corina Crețu intervine în această seară, ce se întâmplă cu voucherele pentru pensionari, dar și disperarea reziștilor, intervin și ei, doamnelor și domnilor, cu un nou atac. Iată, continuă seria atacurilor la președintele Klaus Iohannis, dar și la guvernul României. Neomarxiștii USR spun așa, citez, Iohannis este cel mai mare șmecher. Lungul șir al acuzațiilor în doar câteva clipe și planul reziștilor, iată, în aceste momente complicate. Apoi trecem și la Clotilde Armand. O să vedeți, face criză de nervi. De ce au eliminat-o americanii? Tupeul politicienilor în toată țara, numirea pilelor în funcții cheie, avem lista completă. Cred că aveți toate motivele să rămâneți cu noi, pentru că, așa cum v-am anunțat, vedeți deja în imagini, invitați de marcă, răspund în această seară, în fața dumneavoastră, la cele mai grele, la cele mai complicate întrebări. În aceste vremuri turburi, așa cum vă spuneam, iată, numărătoarea a început, de, doamnelor și domnilor, câteva ore până la parada grandioasă de la Moscova și anunțul lui Vladimir Putin. Le mulțumesc foarte mult pentru că sunt împreună cu noi în această seară analistul politic Bogdan Chiriac. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, domnule Copăș, vă mulțumesc eu! Împreună cu noi, fostul premier Peter Roman. Bună seara, bine ați venit în studioul România TV, domnule premier! Bună seara, domnul Copăș! Celebrul avocat Sergio Andon. Maestre, bună seara și vă mulțumesc foarte mult! Bună seara! Este împreună cu noi fostul senator Daniel Savu. Vă salut, domnule Savu. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara tuturor. Doamnelor și domnilor, breaking news chiar acum. Un avertisment înfricoșător făcut de NATO. Vladimir Putin pregătește distrugeri masive. Secretarul general al NATO anunță că trebuie să ne pregătim pentru ofensiva rusă. Chiar în aceste clipe ni se alătură corespondentul nostru special, Costin Soare. Are informații de ultimă oră. Ce se pregătește exact, Costin? Bună seara! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vorbim despre un avertisment dur al secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg. A făcut anumite declarații pentru un cotidian din Belgia în care spunea clar că are informații potrivit cărora Vladimir Putin se pregătește pentru o ofensivă dură și vor urma atacuri incredibile la infrastructura critică, dar și în zone rezidențiale. Așadar, această situație ar putea apărea imediat după mare anunț pe care l-așteaptă tot globul. Mâine, pe 9 mai, când este ziua victoriei Rusiei împotriva Germaniei fasciste. Pe de altă parte, foarte important, mai spune Jens Stoltenberg că un război nuclear nu ar ajuta nimănui, ambele părți ar pierdea cu siguranță. Costin Soare, iată alături de noi, în doar câteva clipe vorbim și despre acest avertisment, doamnelor și domnilor, de ultimă oră dur, privind o posibilă unire a României cu Moldova, dar până atunci, domnule Chiriac, vin la dumneavoastră, e înfricoșător ce spune, iată, NATO, secretarul general al NATO, că trebuie să ne pregătim o ofensivă dură rusă, fără precedent, adică ce se mai urmează? Se așteaptă, conform informațiilor date de oficiali guvernamentali, americani și britanici, se așteaptă ca Vladimir Putin să declare război Ucrainei, fapt care i-ar permite să decreteze mobilizarea generală. Am văzut că și grupul Wagner cere 800.000 de militari ruși în Ucraina, altfel pierd războiul, ceea ce înseamnă că vor face în așa fel încât să aibă un tăvălug, pur și simplu, de militari ruși, prost echipați, neantrenați, cu armament depășit tehnologic, dar totuși un milion de oameni în Ucraina. Între timp, noua strategie pe care văd că o aplică de câteva zile este distrugerea pur și simplu a orașelor și a infrastructurii.
a infrastructurii civile, nu militare. Bombardează case, dă oameni, bombardează școli. În ultima au murit 60 de oameni care se refugiaseră într-o școală. Blocuri de locuințe, așa cum sunt ele, le bombardează pur și simplu. Deci e distrugere precum Germania nazistă în al doilea război mondial. Aici cred că se referă și Jens Stoltenberg. Am văzut că șeful CIA, William Burns, a anunțat că deocamdată nu există niciun fel de date care să confirme o eventuală folosire a armelor nucleare tactice de către Putin în Ucraina. Deci armele acelea cu putere mai mică, dar care sunt la fel de toxice din toate punctele de vedere. Mortale, toxice și pe termen mediu și lung cu consecințe greu de anticipat. Deci la asta ne așteptăm mâine, la paradă, pierde războiul din Ucraina până în acest moment. Văd că Ucraina este tot mai înarmată, inclusiv sunt pregătiți militari ucrainieni inclusiv pentru avioane speciale A-10 Thunderbolt, care sunt ucigașii de tancuri. Așa? Asta înseamnă că ai antrenament specific în Statele Unite, în Marea Britanie. Deci, în timp ce ucrainienii sunt tot mai bine înarmați și foarte determinați, cred că li se va opune o armată de sute de mii, de milioane de oameni. Pentru Putin, viața umană, ca și pentru Stalin, acum 80 de ani, nu are relevanță, să știți. O să revenim în doar câteva momente, stimați telespectatori, iată la pregătirile intense din Rusia, ce va fi peste doar câteva ore și ce anunț o să facă Vladimir Putin. Până atunci însă, o altă informație importantă de breaking news, chiar în aceste clipe. Un avertisment dur privind o posibilă unire a României cu Moldova. Doamnelor și domnilor, europarlamentarul Cornea Crețu spune că o astfel de mișcare ar fi periculoasă. Asta pentru că Ungaria ar putea folosi precedentul pentru Transilvania. Mergem chiar acum la Mădălin Puiu. El ne explică. Mădălin, bună seara! Am găsit tuturor. Corina Crețu, care este europarlamentar și fost comisar european, nu vede cu ochi buni reunirea României cu Republica Moldova. Spune aceasta că în momentul de față nu ar fi nevoie de o modificare a granițelor, pentru că în toate tratatele internaționale și mondiale, România are foarte bine delimitate granițele cu Republica Moldova, dar și cu celelalte țări. Și spune de asemenea europarlamentarul că în momentul de față nu ar fi nevoie de o astfel de reunire a României cu Republica Moldova, deoarece Ungaria ar putea să ceară ținutul secuiesc din țara noastră, practic Transilvania, să ceară autenticitate în interiorul țării noastre. Spune Corina Crețu că este mai bine ca acum România să își vadă interesele proprii naționale și totuși să nu se gândească la o alipire cu Republica Moldova. Și spune exact așa, ne iubim foarte mult frații de dincolo de Prut, dar este pentru securitatea și siguranța lor ideea de a milita pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și reunirea noastră aici, spune Corina Crețu. Domnule premier, vin la dumneavoastră. E un avertisment, iată, în aceste momente dificile privind unirea cu Moldova, vorbește și despre precedentul periculos. Ce spuneți dumneavoastră în aceste clipe? Eu nu prea înțeleg afirmațiile Corinei Crețu, pe care o cunosc și o apreciez. Reunirea sau unirea României cu Republica Moldova nu este o alipire sau o realipire, pentru că nu despre așa ceva este vorba. Dacă acest lucru ar urma să se întâmple, el nu se poate petrece decât pe o cale integral democratică. Adică pe calea aceea în care o majoritate clară a cetățenilor Republicii Moldova ar urma o mișcare politică nu pornită din România, în urma căreia s-ar putea declara unirea cu România, ceea ce nu este realist la ora actuală dacă ne gândim cum stau lucrurile în realitate acolo și cu atât mai mult nu este realist în contextul actual. Dar să facem clar diferența între ceea ce înseamnă unirea cu Republica Moldova și alipirea, care este o cu totul și cu totul altă, din punct de vedere
al legalității internaționale înseamnă cu totul și cu totul altceva, însă cel mai inacceptabil este comparația cu Ardealul. Aici chiar că nu înțeleg absolut deloc. E o dispută pe care eu o cunosc foarte bine. În martie 1990, fiind prim-ministru, am fost supuși la o încercare de a un fel de scenariu bosniac avant la lettre. Atunci, într-adevăr, s-a dorit ca Transilvania, în fața unui conflict interetnic care părea că scapă de sub control, care a fost instigat puternic, amintiți-vă de incidentul cu Mihăilă Cofariu, atunci s-a dorit, deci în acest scenariu, s-a dorit ca Ardealul, eventual, chiar printr-o hotărâre a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, să fie zona respectivă, să fie declarat protectorat al Națiunilor Unite și prin aceasta, desigur, că suveranitatea, integritatea României era grav știrbită. Din fericire, am făcut față acelei situații foarte complicate, extrem de complicate la un moment dat. Țineți minte că în ultima instanță am ordonat intrarea trupelor românești în Târgu Mureș, care a salvat situația, ca întotdeauna armata română ne-a salvat. Și am știut că fac apel exact la ce trebuie. Dar comparația asta este cu totul și cu totul inacceptabilă. Mai ales că dacă Budapesta, respectiv Victor Orban, ar avansa un asemenea scenariu în sensul despre care vorbește doamna Corina Crețu, ar însemna că tot ceea ce înseamnă tot ansamblul constituțional din punctul de vedere al statutelor deja adoptate al Uniunii Europene s-ar prăbuși. Deci, în concluzie, nu este realist să vorbim în acest moment despre o unire a României cu Republica Moldova, mai exact cu Basarabia. Cât a rămas? Pentru că știți bine că trei județe din sudul Basarabiei se află în Ucraina. Și anume, între care Cetatea Albă. Să nu uităm că Cetatea Albă a fost punctul, portul, orașul pentru care s-a luptat Ștefan cel Mare. Să ne amintim puțin în istorie. Nu înseamnă aici că fac vreo pledoarie naționalistă, nu, ci doar pentru a pune lucrurile la locul lor. Deci, spuneam puțin mai devreme, domnule premier, că deci vom reveni... Ca să termin. Deci nu este realist în acest moment, dar orice fel de idee că noi nu putem să ne gândim la așa ceva, mi se pare greșită, pentru că voința democratică a popoarelor e suverană în acest sens. Uite, spre exemplu, cum Putin a declarat că Ucraina nu e o națiune, că poporul ucrainean nu există și ce să vezi, nu numai că există, dar i-au procurat una dintre cele mai teribile înfrângeri la care nu s-ar fi așteptat niciodată. Numărătoarea inversă până la parada de mâine, doamnelor și domnilor, sunt pregătiri intense în Rusia. Așa, să revenim acum puțin la colegul nostru Dragoș Bisticianu, care are noi informații despre ceea ce pregătește Vladimir Putin împreună cu generalii acolo la Moscova. Te ascultăm, Dragoș, bună seara! Bun găsit, tensiunea atinge cote alarmante, au mai rămas câteva ore până la parada de 9 mai organizată de Rusia. Liderii lumii, analiștii, specialiștii militari urmăresc cu mare atenție evenimentul. Ne așteptăm la un anunț cumplit din partea lui Vladimir Putin, care ar urma să declanșeze un război total, o ofensivă totală în Ucraina și, mare atenție, un mesaj foarte important transmis de Vladimir Putin. Pare să nu renunțe, a felicitat Ucraina, dar în ce cheie trebuie interpretat acest lucru? A felicitat Ucraina și pe cei care au luptat acolo pentru a elibera de nazism. Cu alte cuvinte, practic, Vladimir Putin nu-și propune cu siguranță să încheie acest război pe care îl poartă în aceste momente. Dacă până la această oră liderii de la Kremlin în frunte cu Putin au vorbit despre operațiune specială în Ucraina, de mâine am putea asista la o distrugere fără precedent și o strategie sângeroasă. Asta dacă Putin va declara oficial război. Secretarul general al NATO vine cu anunțul zguduitor pentru întreaga planetă și anume trebuie să ne pregătim pentru ofensiva rusă, pentru o și mai mare brutalitate
securitate, mai multă suferință. Chiar spunea Stoltenberg, o distrugere masivă a infrastructurii de acolo. Mare atenție, doamnelor, domnilor, Putin își propune să ajungă până la granițele Dunării. E planul pe care acesta a dorit să-l pună în aplicare încă din 2014. Ar fi un obiectiv zdrobitor care ar presupune cucerirea întregului litoral ucrainean. Importanța acestui obiectiv se leagă de aspecte economice și mai ales, trebuie spus, strategice pentru ruși. Practic am putea asista la scenariul în care Rusia va avea graniță directă cu țara noastră. Mai mult, chiar ministrul apărării din Marea Britanie a dezvăluit cum Vladimir Putin ar putea deschide și un nou front în Republica Moldova după data de 9 mai, pe care ar urma să o atace printr-un plan foarte bine pus la punct, pentru că, trebuie să vă spun, analiștii militari vorbesc despre soldați ruși care ar urma să aterizeze în Transnistria. Rusia ar urma să trimită trupe din Crimea în Transnistria cu avioane Iliushin-76, cu elicoptere. De aici, practic, putem să ne explicăm și tensiunile de acolo, incidentele, exploziile care s-au auzit, incidentele acelea cu dronele, ne amintim cu toții. România, practic, cu alte cuvinte, trebuie să rămână în alertă în ciuda bazelor NATO prezente pe teritoriul țării noastre. Se poartă lupte grele la câțiva kilometri. Trebuie spus, trebuie să ne uităm la ce se întâmplă foarte aproape de apele teritoriale ale țării noastre. Aviația rusă a distrus în apropierea insulei Șerpilor 2 avioane, 3 elicoptere, 2 drone ale armatei ucrainiene în urmă cu foarte puțin timp, și Ucraina continuă ofensiva acolo. A distrus, știm cu toții, nava Amiral Makarov după ce în aprilie au doborât crucișătorul Moscova. Așadar, câteva ore, doamnelor, domnilor, până la anunțul lui Putin, care ar putea schimba totul despre soarta întregii lumi până la urmă. În tot acest timp, România este tot mai vizată de propaganda rusă. Ne-au acuzat că am trimis mercenari în Ucraina, că vrem să cucerim Transnistria chiar. A venit și acuzația că am trimis arme acolo. Alertă totală, așadar, și avem toate motivele să fim îngrijorați și să privim cu mare atenție ce se întâmplă. Că am trimis mercenari, că am trimis arme, domnule Andon, vedeți, vin tot felul de acuzații, intoxicări, trebuie să fim foarte atenți, țara noastră, iată, ajunge în mijlocul acestui război. Și totuși mai e ceva important de spus, Kremlinul a respins miercuri informațiile potrivit cărora Putin ar declara în mod oficial război Ucrainei mâine, adică la paradă. La ce să ne așteptăm și cum să privim noi de aici din România? Trebuie să privim cu calm și cu oarecare liniște. Liniște, cum s-a zis adesea în aceste zile, în primul rând asigurată de apartenența la NATO și de fermitatea cu care alianța și liderii ei au anunțat insistent că nu vor tolera niciun pas înainte, dar în același timp să, și să fim atenți nu numai la amenințările aparent directe, ci și la provocări, care, după părerea mea, sunt în ce în ce mai intense și care au scopul să ne înmoaie, să ne facă mai flexibili, și îndrăznesc să fac o speculație dacă există vreun plan care să privească România și Republica Moldova separată, un plan foarte ascuns, eu îl suspectez, ar putea să fie un plan de a ne aduce în pragul unei idei, unei discuții de federalizare. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că asta a stat în gândirea Moscovei de-a lungul timpului, asta le-ar conveni, și cam în direcția asta s-ar justifica toate aceste presiuni, spaime, inoculate. Dar aș vrea puțin să mă întorc și, pentru că vorbim de panică și ce se urmărește și de ce ne paște. Mă întorc puțin și la declarația aceea comentată în prima perioadă. Eu sunt curios. Una e dacă doamna Crețu a avut inițiativa unei asemenea declarații, atunci a fost un pas nesăbuit. Dacă i s-a pus întrebare, în mod special în cine știe ce context, atunci a dat un răspuns prea elegant, care, iată, poate fi citit în cheie evazivă. Oricum, atenție mare inclusiv la asemenea întrebări și la asemenea interviuri. Cât privește prognoza privind discursul lui Putin, pașnic n-are cum să fie, că dacă ar fi fost, ar fi fost de Paști un discurs pașnic, ar fi fost prilejul, nu de ziua parăzii, nu chemi, nu faci o demonstrație de asta de teatru militar ca să zici că scuramura de măslin la tribuna mausoleului Lenin. O face în poziție de drept și dictând smirna de acolo, adică drepți.
Și ce mi-e teamă, cel mai teamă decât de escaladarea războiului, care s-ar putea să vină, dar războiul acesta se va termina cândva, cândva, nu cu victoria rușilor, nu e prima dată când pierd în istorie și când pierd în special pe zona asta de sus, ce războiul Crimeei, după 6 ani sau 4 sau 6 ani au ieșit înfrânți, ci mi-e teamă de ce va urma. În sensul că atât de greu a încetat războiul rece și a fost așa de un noroc ca la loterie că a existat conjunctura de a face pasul înapoi de Gorbaciov și de toți ăștia și a intervenit destinderea. Al doilea război rece care a și început va fi mult mai glacial, mult mai fără comunicare și deci mult mai periculos și asociat și cu o perturbare de viață economică mondială cu totul aparte și generatoare de fricțiuni, încât mi-e foarte groază de anii care vor urma după război. Doamnelor și domnilor, o nouă informație de breaking news chiar acum. Sistemul public de pensii riscă să intre în colaps, cel puțin acesta este avertizmentul specialiștilor. Astfel, tot mai mulți români aleg să economisească bani la pensiile private. Potrivit celor mai noi date, fondurile de la pensiile private au crescut semnificativ. Despre ce este vorba? Ne spune chiar acum colega noastră Janina Vatkovic. Janina, bună seara! Găsiți tot mai mulți români care depun bani în fondurile private de pensii și asta pentru că există totuși o îngrijorare, cel puțin cu privire la sistemul public de pensii, unde știm că deficitul este destul de mare, guvernul trebuie să-l acopere și mai mult decât atât se pune problema dacă într-adevăr se pot aplica eventuale majorări, tocmai pentru că nu sunt suficienți bani în momentul de față, deși susțin reprezentanții guvernului case de pensii că pensiile se vor plăti, există totuși acest deficit care îngrijorează pe români. Conform datelor oficiale primite de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, vorbim despre fonduri private obligatorii care aveau în martie cel puțin active de aproape 90 de miliarde de lei, în creștere cu 11% conform acestor date față de aceeași perioadă a anului trecut. Este o sumă importantă și tot mai mulți români se îndreaptă către fondurile private. Să nu uităm de asemenea că și contribuția a fost schimbată de guvern, a fost majorată, tocmai în vederea acordării unei importanțe mai mari fondurilor de pensii private. Și revenim puțin, doamnelor și domnilor, la europarlamentarul Corina Crețu, care vorbește despre amânarea implementării PNRR și acordarea voucherelor de 250 de lei odată la 2 luni pentru persoanele vulnerabile. Nu-i dă dreptate lui Marius Budăi Corina Crețu de PNRR și consideră că problema în această privință poate fi rezolvată mai rapid prin compensări de la bugetul de stat. O ascultăm chiar acum. Am înțeles eforturile pe care le face domnul ministru al muncii și îngrijorarea sa față de explozia aceasta de prețuri și modul în care fac față pensionarii. Dar cred că aceste lucruri pot fi mult mai rapid compensate de la buget, pentru că, după cum știți, Comisia Europeană a răspuns printr-o comunicare oficială despre modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență, că nu, această modificare se poate face doar în situații excepționale, cum ar fi de pildă dezastre naturale de dimensiuni istorice, iar deja noi suntem întârziați. Termenul limită, după cum știți, este 2026, dar trebuie contractate până în decembrie 2023 toate lucrările. Deci, în practic, ar trebui să ne concentrăm pe preluarea acestor fonduri și găsite soluții de la bugetul de stat pentru pensionari, pentru că înțeleg că este într-adevăr foarte greu pentru oameni să se mai descurce cu actualele prețuri. Se pot negocia, după părerea mea, foarte multe flexibilități în această perioadă. Comisia Europeană ajută statele membre să nu piardă bani pentru perioada 2014-2020. S-a și înființat acel fond pentru refugiați și probabil vor urma și alte flexibilități, dar până la ora actuală, din câte știu eu, nu există un aviz pozitiv al Comisiei Europene în legătură cu aceste vouchere. Așa e, domnule senator Savu?
Dar asta e realitatea? Și de unde o să facă rost atunci guvernul de toți acești bani pentru voucherele deja promise pentru pensionari și nu numai? Există, de-aia avem buget, de-aia avem guvern, ca să găsească soluții și vor găsi soluții, pentru că dacă au promis voucherele astea, se vor și da. Ne gândim ce ar fi însemnat să fie un guvern USR acum în România, nici nu vorbeam despre vouchere, nu vorbeam despre nimic, vorbeam despre cu ce mai tăiem. Problema este că PNRR-ul ăsta, așa cum a fost gândit sau negândit, gândit cu premeditare de către USR, rămâne ca o ghiulea agățată de picioarele guvernului care a urmat după guvernarea cu USR-ul și va trebui remediate, nu știu, cu flexibilității. A spus și Corina Crețu, o parte vor mai putea fi discutate, dar guvernul României va găsi soluții, pentru că deja voucherele astea o să vină și de la 1 iunie va începe distribuirea lor. Nu se vor putea da toate odată 3 milioane de carduri de vouchere dintr-o la toată populația, dar toți vor primi, toți cei care vor primi, care sunt în situația să primească, vor primi aceste carduri. Și este bine că le vom plăti. Oamenii nu trebuie să îngrijoreze că nu vor primi. Cei care sunt îndreptățiți să le primească, le vor primi. În rest, discutăm despre PNRR-ul ăsta, ce se mai poate schimba, că ce ne-a lăsat acolo domnul Ghinea, nici numai el a înțeles că a fost și secretizat așa. Noi românii n-am prea știut ce vrea domnul Ghinea și USR-ul să facă cu PNRR-ul ăsta. Înțelegem acum că, de fapt, nu era pentru România, era pentru USR, ca să poată să facă, să aibă consultanță la tot PNRR-ul. Și pentru că vorbiți despre, domnule senator, despre USR, disperarea reziștilor, un nou atac la președinte și la guvern, breaking news chiar acum. USR lansează un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis și a guvernului. Sunt critici fără precedent, tot mai multe. Șeful statului este numit, citez, șmecherul cel mare, care susține un guvern al hoției și incompetenței. Toate informațiile vin chiar acum de la colega noastră, Mădălina Petre. Bună seara, Mădălina! Bun găsit tuturor, dar nu trece nici măcar o zi fără ca cei din USR să lanseze un nou atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, dar și la adresa guvernului. De această dată, președintele interimar al USR, Cătălin Drulă, spune că această guvernare antiliberală duce la sărăcie, iar președintele Klaus Iohannis dorește o liniște peste societate. Aș vrea să citesc exact din declarația pe care a făcut-o Cătălin Drulă: în liniște și tăcere, ceea ce prosperă duce la incompetență și hoție. Klaus Iohannis este șmecherul cel mai mare și patronează o supraclasă a șmecherilor din România, care încalcă regulile fără să fie deranjați de procurorii incomozi sau de anchete. Mai transmite Cătălin Drulă că USR se opune acestui sistem de șmecheri. Mai mult, în opinia acestuia, cei din USR ar avea chiar și soluții la problemele reale cu care se confruntă românii în momentul de față și vorbim despre explozia prețurilor sau spitalele murdare. Ca atare vedem acest atac care vine din partea USR la adresa președintelui Klaus Iohannis, la adresa guvernului, pentru că știm foarte clar cei din USR și-au făcut o adevărată strategie, pentru că s-au prăbușit efectiv în sondajele. Este teamă că nu o să mai intre în Parlament în 2024. Ca atare și-au propus să îi atace pe cei din Partidul Național Liberal, să atace guvernul, dar și pe președintele Klaus Iohannis. Dar atacă, domnule Chiriac, și nu se opresc și sunt tot mai duri, vulgari. Eu cred că USR-ul, ca partid de opoziție, nu și-a găsit cadența pentru a face opoziție. Astea sunt lozinci. Coție, că e șmecher, pentru că se potrivește chestiunea asta de șmecher președintelui Klaus Iohannis. Pupă, nu e în zona asta. Nu. E un mod de a face opoziție fără o poziție așa mai golănească, adică nu nici măcar făceau nu ei este, asta până acum. Nici măcar nu atât este, de vizibil. Nu și-au găsit încă modalitatea prin care să facă opoziție, să trateze problemele cu adevărat arzătoare. Faptul că îl atacă pe președinte are sens, fiindcă îți trebuie o figură. Ori generalul Ciucă nu ai de un să-l apuci, e și general, vorba aceea, deci e o chestie de asta, e război la graniță,
pe când președintele Iohannis, ca figură, este atacat, ca reprezentant al puterii. Dânsul și reprezintă și este vârful puterii de astăzi în România, în momentul ăsta, că doar nu fi PSD-ul, ca să spun așa. Deci faptul că îl atacă președinte e de înțeles. Felul în care atacă însă este deocamdată cel puțin lamentabil. Îl întreb și pe premierul Roman, pentru că v-am văzut, ați ascultat foarte atent ce ne spunea puțin mai devreme colega noastră, adică e și un semn al disperării reziștilor care erau acum câteva luni acolo la vârful statului, și-au luat deja, și-au împărțit și multe funcții peste tot și au pierdut aproape tot cât ai clipi. Așa este, pare să fie înainte de toate un reflex al disperării, al incapacității de a face politică într-o situație concretă și dată. Observați că vorbește despre tot și în același timp despre nimic. Dintre partidele politice pe care le-am cunoscut în ultimii 32 de ani, acesta pare a fi cel mai afectat de ideea că n-are niciun rost să apărăm interesele României, avem de apărat interesele, să spunem, acelora care mai degrabă ar vrea să profite de România. Ăsta e sentimentul despre USR. E foarte probabil, cum ați spus dumneavoastră, ca cu experiența pe care o am, să cred că s-ar putea să nu mai facă pragul de 5%, pentru că foarte mulți dintre cei care au avut o iluzie în legătură cu USR-ul constată că cei care au reprezentat USR-ul nu au livrat nimic valabil. Nici acolo unde a fost aleși primarul USR, dimpotrivă, nici acolo unde au fost miniștri. Ce să mai vorbim? Adineaori am vorbit despre Ministerul Fondurilor Europene. Nu e un subiect politic important în România USR-ul acum. Nu. Deci au ales, cum spune și domnul Chiriac, domnule Andon, iată, chipul, personajul cel mai vizibil pe care se atace chiar pe președinte. Atunci nu e de mirare ce auzim și de la domnul premier, calculele pe care le face, această disperare, că probabil nici nu o să-i mai vedem în Parlament, cine știe. Dar oricum, nu sunt prea dure, prea josnice aceste atacuri? Păi, a crescut indicele robor. Nu la al băncii naționale referitor la credit, ci indicele robor la inflația de mitocănie, vulgaritate, atac. Nu că l-aș apăra eu pe domnul Iohannis, Doamne ferește, nu merită niciun minut să mă gândesc la asta, nu merit eu să mă gândesc niciun minut, dar de decenii, nu mai zicem de ani, opoziția în politica românească înseamnă invective, acuze fără responsabilitate și neurmate de efecte, bălăcăreală, poale în cap și chestii de-astea. E tot practicând-o an după an și deceniu după deceniu, se produce o inflație. Ca și inflația datorată pomenilor guvernamentale prea multe. Sau altor factori. Da, ziceam, e un indice robor, între ghilimele, bineînțeles, al inflației, care a crescut foarte mult. Și atunci ne vom aștepta din partea USR-ului și a altor opozanți, acum și în legislatura viitoare, la o tot mai mare escaladare a limbajului violent, a acuzelor gratuite, a termenilor duri, pe scurt, a bălăcărilii, mahalagismului blând, a agresivității fără răspundere. Păi și aici se putea să nu lipsească Clotilde Armand, care lansează și ea atacuri dure în ultimele ore. Este nemulțumită că a fost retrasă de pe lista de invitați și nu a fost lăsată să o întâlnească pe prima doamnă a Statelor Unite ale Americii. Mergem chiar acum la Diana Buzea. Ea ne explică exact. Te ascultăm, Diana, bună seara! Bun găsit, Clotilde Armand, primarul sectorului 1, este extrem de nemulțumită pentru faptul că nu a fost lăsată să participe la acel eveniment de la școală alături de prima doamnă a Americii, dar și alături de soția președintelui Klaus Iohannis. Spune că i-a fost retrasă invitația chiar în ultima clipă, deși acea școală este proiectul primăriei sectorului 1. Nu a primit, spune Clotilde Armand, nicio explicație, nici o motivare pentru faptul că nu a mai fost lăsată să participe la acel eveniment.
eveniment și spune aceasta, citez, din păcate din cauza unor orgolii politice ale unor persoane din vârful statului român, este destul de frustrant să vezi cum munca ta și a echipei tale este atribuită altor persoane care nu au pus deloc umărul la acest proiect. Au venit unii politicieni să-și bage capul în poză, asta spune Clotilde Armand, și aici mai face referire la faptul că acest proiect educațional, adică faptul că la acea școală învață peste 150 de elevi veniți din Ucraina, este finanțat în totalitate de Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1. Adică de Consiliul Local, domnule Savu, nu de primăriță, că nu aduce ea banii de acasă, spune că politicienii și-au băgat capul la poză, păi și-ar fi băgat poate și dânsa, nu puțin acolo. Să face degeaba crize de nervi pe Facebook, pentru că aceste semnale, aceste vizite extrem de bine organizate chiar înainte de 9 mai, că nu, eu nu exclud faptul că această vizită a primei doamne a Americii înainte de 9 mai a avut o semnificație, nu se referă la proiecte, nu vine să viziteze proiecte, ci să dea semnale, iar doamna Clotilde Armand este o persoană nefrecventabilă pentru ambasada Statelor Unite, pentru cei care urmăresc viața publică din România, este foarte clar că percepția asupra alegerilor de la sectorul 1, în percepția publică, acolo a fost o fraudă, că nu s-a finalizat prin proceduri, procurorii nu au terminat ancheta, dar percepția publică există și în nicio formă prima doamnă a Statelor Unite nu se putea întâlni cu o persoană nefrecventabilă în România. Nu mai vorbim de știința administrației publice pe care o spunea și domnul Petre Roman și care este aproape de zero la doamna Clotilde Armand. Numai scandaluri și mai nimic pentru sectorul 1. Cum să se întâlnească la nivel înalt cu cineva? Poate le intră în capul seriștilor că nu mai sunt persoane frecventabile. Degeaba se enervează că nu proiectele se vizitează. Se vizitează să dau semnale pentru o țară ca România, nu pentru USR. Da. Cine știe ce mai făcea acolo doamna Clotilde Armand, că este o persoană și imprevizibilă. Domnul senator, nu cred că toți useriștii sunt nefrecventabili. Nu cred deloc. Nu, ăștia corect, care ne reprezintă, da. Păi, nu, restul au migrat, până la Aur, au migrat până altă părți. Nu cred că e așa. Cred că sunt mulți useriști, oameni absolut responsabili, așa. În cazul doamnei Clotilde Armand aveți mare dreptate. Faptul că a fost scoasă de pe listă are sens, e de înțeles, e un personaj profund controversat, aflat în centrul tuturor scandalurilor de toate felurile și care are o activitate dezastruoasă, deci dezastruoasă în funcția administrativă pe care a dobândit-o, nu știu de ce, fiindcă în vot liber și corect n-a dobândit-o. Faptul că justiția română este nefuncțională și nu anchetează frauda de acum aproape 2 ani, asta e altă poveste. Asta nu înseamnă că ambasada americană poate fi influențată de incapacitatea justiției românești de a face măcar o anchetă, nu să facă dreptate. Șeful DSU, Raed Arafat, a limitat competențele asistenților și medicilor din serviciul de ambulanță, aducându-le la nivelul pompierilor de la Smurt, potrivit sindicaliștilor de la Federația Națională Sindicală Ambulanța din România. Toate informațiile vin chiar acum de la colega noastră, Cristina Mihailescu. Cristina, bună seara, te ascultăm! Bun găsit, sindicaliștii de la Federația Națională Ambulanța spun că Raed Arafat a limitat intenționat competențele medicilor și asistentelor din serviciul de ambulanță pentru a-i aduce astfel la nivelul pompierilor Smurt. Practic, nici medicii, nici asistenții nu mai au voie decât să transporte pacienții la UPU. De asemenea, au adăugat aceștia faptul că după ce i-a pus să ia atestate, Raed Arafat le-a limitat medicilor și asistenților accesul la anumite medicamente, împiedicându-i să intubeze pacienții. În acest sens, Gheorghe Chiș, președintele Federației, a declarat, citez, de exemplu, un caz de colică biliară, care este foarte frecventă și foarte ușor de diagnosticat, trebuie dus la UPU, deși avem asistenți cu pregătire medicală, mulți cu studii superioare. Practic, Raed Arafat a limitat competențele asistentului medical la nivelul de pompier paramedic, adică ajunsese doar un fel de transportator al pacienților la unitățile de primiri urgențe ale spitalului. A mai adăugat acesta, Gheorghe Chiș, faptul că Raed Arafat a făcut intenționat acest lucru, a încercat să aglomereze unitățile de primiri urgențe pentru a demonstra astfel că UPU are un rol esențial.
Oare asta a făcut și face parte tot din plan, din scandal, domnule Chiriac, pentru că acuzațiile și ei sunt la ordinea zilei, la adresa ministrului Rafila, că nu a făcut absolut nimic, că doar distruge, spune domnul Arafat. Eu cred uitați că ce sunt două persoane foarte competente, doctorul Raed Arafat și domnul doctor profesor universitar Alexandru Rafila. Nu știu din ce motiv nu există o conlucrare fructuoasă între cei doi. Eu sper să se ajungă și la acest lucru, fiindcă România are nevoie de amândoi. Nu o să se ajungă. Păi priviți, ascultați ce se întâmplă în fiecare zi. E bine domnul Arafat cu câte un film de aproape oră și dă în domnul Rafila reacții, acuzații dure, repet, că nu face absolut nimic. Din nefericire, nu așa se rezolvă lucrurile. În același timp, Smurdu este un organism în România între cele foarte puține perfect funcțional. Ăsta e un avantaj. Ăsta e un avantaj, da, atunci pentru noi, domnul, pentru români. Pentru domnul Savu și restul, ce spun, iată, medicii, asistenții, ministrul, pacienții, absolut toată lumea, pe ei cine îi ascultă? Se va întâmpla ce spune domnul Simion, George Simion, maxim o lună și Raed Arafat zboară? Nu trebuie să fim atenți la domnul Simion, că intră în aceeași tip de opoziție pe care am discutat-o aici. Dar este important ce spun ambulanțierii, care și-au exprimat în proporție aproape 100% dorința de a fi la Ministerul Sănătății. Deci ei nu doresc să fie conduși de domnul Raed Arafat. Asta este părerea lor. Pe de altă parte, avem un fenomen foarte interesant în guvernarea actuală. Un secretar de stat de la Ministerul de Afacerilor Interne, domnul Arafat, atacă un ministru al PSD-ului în coaliția de guvernare. Păi asta nu este de admis. Domnul Bode ar trebui să ia măsuri. Avem un pact, un mod de funcționare a coaliției în care sunt excluse atacurile de acest gen. Și avem un atac politic. Domnul Arafat nu știu pe cine reprezintă în această coaliție, că nici PNL-ul nu reprezintă nici PSD-ul. Domnul Bode, care este ministrul de interne al PNL, trebuie să intervină în acest sens. Nu poate să-și permită un secretar de stat să atace un ministru. Păi și de ce, și de ce nu intervine? Păi nu știu, trebuie să îi atragem noi atenția la televizor, că se încalcă pactul de guvernare. Se încalcă asta și se încalcă brău, flagrant, domnule premier. Și totuși, tot respectul pentru fiecare, că e brancardier, că e de la Smurd, pompier, că e asistent de pe ambulanță, dar totuși, adică să limiteze atât de mult, iată, atribuțiile unui medic de pe ambulanță. Semnalul foarte puternic venit de jos, cum se spune. Adică informația de bază. Asta a ajuns, cred, și nu acum, ci cu ceva timp în urmă, a ajuns la domnul Arafat. Probabil că a ignorat-o, a considerat-o că nu are sens. Nu se procedează așa. Domnul Arafat încă nu a înțeles că nimeni nu este de neînlocuit. Eu nu-i doresc acest lucru. Cunosc foarte bine, de la origine, când am pornit împreună cu dumnealui, proiectul Smurd are un merit considerabil în construirea acestui sistem care, într-adevăr, funcționează. Ce a făcut exact acolo la Târgu Mureș, dar, atunci... Da, de acolo am plecat. Nimic de obiectat. Eram președintele Senatului și am promovat această lege pentru ca să se creeze Smurd la nivel național. Bun. Dar dumnealui se pare că a ajuns în situația în care se reprezinte pe dânsul mai presus de orice. Nu se poate funcționa în felul acesta. Păi și de frica cui nu-l schimbă nimeni? Ați auzit ce spunea și Ludovic Orban? Eu nu vorbesc aici de schimbare. Asta e o chestiune care trebuie să opereze primul ministru. Primul ministru, conform cu tot ceea ce înseamnă Constituție și lege de organizare și funcționează a guvernului, are această prerogativă de a schimba atunci când lucrurile o iau într-o direcție greșită. Dar până una alta, domnul Arafat, și înțeleg că domnul Rafila a făcut-o, trebuie să ia în considerare informația venită de jos, informația de la bază. Uite, domnule, ce se întâmplă acolo. Nu avem nevoie cu bolnavii să facem jocuri politice. Noi trebuie să fim la dispoziția bolnavilor. Trebuie să-i ajutăm pe bolnav ca să obțină maximum din ceea ce se poate obține din sistemul medical din România.
ce îi călăuzește pe dumnealor? Păi ar trebui în acest caz călăuza, ghidul, să fie asta. Va fi folosit, ca și o concluzie, vin la dumneavoastră, domnule senator, s-a avut folosit, dar Arafat poate chiar să dinamiteze, iată, guvernul, coaliția? Nu va fi, pentru că este prea puternică și interesul românilor este altul. Oricare ar fi, dar referitor la ce spunea domnul Petre Roman, este adevărat, dar fiind secretar de stat, la propunerea ministrului de resort, adică a domnului Bode, primul ministru îl schimbă. Nu vine primul ministru să schimbe secretarii de stat. Cam asta este ordinea și știe și domnul Petre Roman cam așa să face, dar domnul Raed Arafat și-a depășit mult și limitele politice, adică el nu înțelege cum funcționează o coaliție în interesul românilor, că de-aia i-am scos pe useriși de acolo ca să meargă România înainte, că altfel ne blocam cu toți. Cum funcționează sistemul medical de urgență? Cu coaliția poate aveți dreptate, dar sistemul medical de urgență știe cum funcționează. Ce uite contează, ce au făcut ambulanțierii, au votat 100% nu vor să fie conduși de către Arafat. Priviți vor să rămână cine, la Ministerul Sănătății. Stimați invitați, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și ați văzut pe micile ecrane să priviți cine urmează chiar acum într-o ediție specială. Doamnelor și domnilor, moderată de Simona Gheorghe, este aici împreună cu noi. Simona, bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor, imediat aici la România TV, ediție eveniment, dezvăluirile momentului, scandalul armelor din România, acuzațiile Rusiei, omul din guvern care vorbește de armele grele pentru Ucraina. George Simion intervine în scandalul armamentului pentru Ucraina, dezvăluirile lui Simion, ce fac în secret guvernanții de la București, document oficial de la Cotroceni despre pregătirea trupelor, fostul șef al spionilor vine aici la România TV în studio. Traian Băsescu vorbește despre planul pentru Republica Moldova. Putin tot mai aproape de România. Ce face în Moldova? Celebrul medic Constantin Dulcan anunță în plin război pentru toți românii. Vaccinurile pandemiei interzise acum în Statele Unite ale Americii. Ce trebuie să facă românii care s-au vaccinat cu serul interzis? Manipulările care șochează. Ce informații au ascuns? O să vedeți aici la România TV, Gigi Becali a răbufnit omul de guvern care vrea umilirea lui Becali. Becali anunț despre revenirea sa în politică. Așadar, rămâneți alături, noi imediat revenim într-o ediție specială aici la România TV.